doctor, la toți sunteți pe canalul Alex Nativ și astăzi noi o să vă arătăm casa care trăim noi. Cosmo, salut! Salutare la toți! Așa cum a spus și Alex, astăzi noi o să vă arătăm casa în care ne-am mutat noi. Da. Și o să începem din o gradă, da? Uite, în partea asta noi avem, ce e asta? Zmeură! Da, o să avem și zmeură la vară. În partea asta tot niște copăcei, trandafiri acolo avem și avem un nuc mare aici. Nucul ăsta, Alex, o să ne aducă nouă multe nuci. Aici este un nuc la toamnă? Da, să mâncăm nuci. Deja sunt nuci aici mici. Ia uite, vezi? Este viață? Da, să văd. Ele sunt viață și mici încă, da. Dar să fie mai mari. În Cosmos îi place la nebunie cu grada. De ce ne-am mutat noi la casa asta, vedeți pe canalul lui Tăticu, da? Afară este nourat acum și bate vântul și nu stăm afară, stăm în casă. Și încă n-am adus toate lucrurile, vedeți, adică aici trebuie ca și asta să o spălăm, e murdar, florile în casă, toate jucăriile Ariane sunt aici. Și alu Alex, hai să facem un cerc împrejurul casei, pe urmă intrăm în casă. Da, și azi vă arătăm. Haide, hai să mergem. Aici la noi garajul. Da, asta e nisipier, o să punem nisip, da. Să fie frumos. Aici în spate noi avem încă o mini curte, așa. Da, și sunt ca cireșe. Da, și aici sunt cireșe. Uite, cireșe. Yay! Tata! Mâncăm cireșe, da? Da, tu poți să le mănânci dacă ei sunt coapte, dar dacă nu... Dacă zverze, nu sunt chiar gustoase. Aici avem o debara. Aici tot încă n-am făcut noi curat, aici să facem, să punem o masă. Da. Pentru că, adică masa asta să o punem, pentru că aici o să facem frigărui. Da, frigărui cu foc. Da, și uite Alex, avem aici și plită de asta unde e, ca la bunica, știi? Da, plită unde asta, pui... Pui cea una acolo și faci măligă, o să facem aici. Da. Pui acolo lemn și poți să te încălzești sau să faci carne. Corect. Aici este intrarea din spate, în casă. Asta adică la frigărui, că să nu umbli prin prejurul casei. Și aici avem așa un desen frumos. Da, ce? Și ia uite, este un copac care albinile iau mierea. Corect, da. Nu știu ce copac este, dar am văzut multe albini la el. Da, ia, e așa. Una, vezi? Ia. Deci albinile strâng miere aici. Da, ca una strânge mere. Aici sunt niște flori. Da, și aici niște floricele. Da. Și ne coborâm. Aici acoperiș. Aici mămica pune hainele, da. Da, pune haine sus. Undeva. Și aici sunt niște... Tot niște flori, nu știu de care, ce fel de flori. Parcă este frunze. Da, așa, hai să mergem în casă. Aici, cum am mai spus, garajul. Aici e... Aici e debara tot. Da, aici. Da. Care te urci pe bară. Da. Da. Așa. Aici doarme Cosmo. Ia ca nucul nostru, uitați-vă ce super. O să mâncăm de anuci anul ăsta. Aici doarme Cosmo. Aici doarme Cosmo. Da, aici da. Mănâncă Cosmo, bea apă. Și mergem în casă. Da, mergem în casă. Așa, aici e mini-antreul. Da, aici coridorul. Care e... Da, aici încălțăminte. Avem așa un dulap aici. Da. Încălțăminte aici, e ca asta, da. Așa, se deschide. Punem încălțăminte aici, da. Să trecem în casă. Da, să trecem în casă. Hai. Așa, am ajuns în casă și vă arăt ce este că aici. Aici baia. Da, aici avem așa o prima baie, avem trei băi în casa asta. Și e cu colăcel pentru copii, super. Mai departe, că aici e o bucătărie verde, ca așa tot. Așa, da. Da. Aici avem bucătărie verde. E da. Culoare așa salat. E mare bucătăria, mamica îi place. Da. Aici e masa unde mâncăm noi. Da. Acum am mâncat micul dejun aici. Da. Așa, aici avem o masă de bar care e foarte super. Adică da. La ea tot stăm. Parcă noi suntem în magazin și stăm la... Da, ca în magazin sau ca în bar. Adică da. Poți să mănânci și să te uiți la televizor. Da. Ariana, salut! Salut! Salut, mumoasa! Bună dimineața! Așa, mergem mai departe. Da, mai departe că aici este jucării. Da, aici e colțul Arianei și al lui Alex. Dar mai mult Ariana se joacă aici. Da. Și așa e pentru oameni. Bucătăria, cu oraș am făcut aici da. Noi. Așa, mai departe. Mai departe... Și păpușile, Ariana tot s-a rezervat aici. Mai departe.
Mai departe aici avem salonul. Da, unde stăm noi toată ziua. Și mămica, salut mămica. Păzesc copii. Păzesc copii. A, Ariana te-a pus să-i păzești. Da, nu mi-ești de aici. Așa, aici avem... Scaunul nostru, noi l-am adus. Scaunul, măsuța și căsuța am luat-o de la casă. Da, și covorul nostru care e. Da, și covorul nostru. Da, și televizorul. Da, și televizorul. Și cea mai interesant, ne ducem la doilea etaj. Da, hai la doilea etaj. Aici așa. E ușa care v-am spus din spate, intrarea. Adică când la foișoara să facem acolo frigărui. Da. Nu dacă vrei să închizi partiza asta, dacă vrei, doar că ea nu se închide. Da. Copiii nu vrea să ducă. Se securizează pentru copii mai mult, dar avem și aici și sus. Da, Ciune? Da, în sus... Vezi tu, Ariana? Vezi tu? Încetișor. Așa. Da, sus chiar că o să închide, că așa. Da, dar noi nu închidem, pentru că voi sunteți mari și sunteți atenți. Așa, prima că aici... prima odaie, asta e a noastră. Da, noi dormim. Aici este patul nostru, rotund. Da, da. Care noi dormim. Și, mai, și aici este foarte interesant, poți să vezi. Da, aici iar și cireș avem. Da, și cireș care v-am arătat acolo. Sau vișini, nu știu ce să este. Aici avem garderoba. Hai să, să vedem și asta. Care îi punem toate hainele și le luăm. Da, le luăm alte haine. Da, aici sunt, da, sunt toate hainele noastre. Da, scurtile. Dar și apoi... Da, aici sunt lucrurile noastre, Riana. Da, așa, hai, mai departe. Mai departe, aici avem a doua baie. Deci acolo avem un duș. Da, așa. Da, da. Aici lavoar. Da, acolo sus, da. Da, da, e cea mai interesant, jacuzzi. Da, aici avem și jacuzzi. Dacă trebuie să punem ceva... Păi trebuie să punem apă, da. El fără apă nu lucrează. A, da. Aniana. El iese de acolo și așa. Și nu știu, clins tot frumos. Da. Da. Da, haide, hai mai departe. Așa. Asta e odaia lui mama și tata. Aici? Aici e a treia baie. Da. A treia baie și... Nu... Noi putem toți să-i folosim. Putem plăcă acolo jos și acolo celul ăla pentru copii, da? Și tot lavoar și o cadă încă mare. Eu am încercat să fac cu asta și e scoate subțiri și foarte, foarte tare. Adică doare puțin pielea. E probabil masaj ceva, nu știu. Deci chiar doare la piele? E pișcă. Pișcă. Ion, mai departe că aici este, câteodată dormim că aici? Aici e biroul lui tati. Da, biroul lui tati, că așa, spre tati și lucrează. Aici camera este roz, pentru că probabil a trăit o fetiță aici. Aici încă lucruri nu le-am spachetate. Aici sunt mai periuța lui tata. Da, și încă un dulap acolo avem. Și mai departe, asta e... Poți spune că Ariana dorme, dar nu dorme că aici. Trei cămiruțe, da. Tot e roz, asta e mai mult pentru Ariana, să mai crească puțin și să treacă aici. Da. Și aici, acolo este curtea noastră. Da, curtea noastră. Hai, mai departe. Da. Mai departe, aici camera mea, dar că eu nu dorm că aici, doar mă așezic aici la tabletă când eu vreau. Deci aici e camera lui Alex cu pinguini, frumos. S-a prins pinguini. Da, s-a prins, uite ce luminos, frumos. La Alex camera este mai mult galben. Galben cu oranj, adică ori asta e galben, ori oranj. Portocaliu. Portocaliu, da, așa. Poate și... Okay. Așa. Și cam asta. Da, și cam asta. Cam asta e casa noastră. Da. Deci este și în subsol încă o cameră mare, de care, unde noi probabil să spunem sau biliard sau masă de tenis. Și beci este, dar beci nu-l mai arătăm, nu-i interesant acolo. Da. Și aici iarăși avem mulți copaci, multă verdeață avem. Noi am optat pentru asta să avem multă verdeață, pentru că aerul curat se filtrează. Hei! Da. Ciocolată mănânci? Ciocolată mai. E, he, he. Dar micul dejun ai luat? Da. Da, ai mâncat? Bine. Da, aici avem măsuți pentru noi. Da, am arătat măsuța voastră. Și cam asta este casa. Da, dar e super. E super, nouă ne place foarte mult. Puneți like dacă v-a plăcut și vouă. Cu voi a fost Alex Net TV, noi cu voi ne revedem și următor. Pa, pa! Pa, pa!
Pa, pa! Pa, pa!